Sezonul cald s-a instalat confortabil. Zilele fierbinți de vară impun pregătirea unui meniu adecvat care să ajute organismul să suporte ușor gradele Celsius ridicate din atmosferă. La începutul zilei, specialiștii ne recomandă să consumăm puține calorii. Un mic dejun corespunzător include consumul de alimente prin care se pot asimila carbohidrați complexi, fibre și proteine. Nutriționiștii ne recomandă să consumăm fructe în stare proaspătă neprocesate. Bogate în antioxidanți, vitamine și minerale, ele asigură hidratarea atât de necesară funcționării normale a organismului. La fel de importante sunt și legumele proaspete preparate la abur sau la grătar. Acestea au calități astringente și previn deshidratarea. În perioada sezonului estival este bine să consumăm alimente care sunt bogate în lichide, spre exemplu supe, ciorbițe, să evităm alimentele concentrate cu foarte mulți carbohidrați, gen un kebab, shawarme sau alte lucruri minunate întâlnite la colțul străzii. De asemenea, ar trebui să consumăm foarte multe fructe și fructele să fie proaspete sau, dacă nu, un compot. Fructele ca carnea, ca asta, sunt mai ușoare pentru sănătatea corpului, pentru să nu ne mai îngrășăm așa tare. Sunt și plăcute, și bune, și ieftine. Numai fructe cumpăr, da, și legume. Ce părere aveți despre alimentația sănătoasă pe timpul verii? Nutriționiștii ne recomandă să mâncăm cât mai multe legume, fructe, să ne hidratăm cât mai mult. Respectați întru totul sfaturile medicilor? Da, respect sfatul medicilor în general. Carnea fiartă o mănânc. Și cam atât. Beți 2 litri de lichide pe zi? 2 litri de lichide pe zi, fructe, legume. Tot ce oameni ar trebui să înceapă cu legumele, cu fructele, exact ceea ce spune și Dumnezeu. Pentru că El din rodul pământului întotdeauna a spus că ce este viu, e viu. Este esențial ca pe toată perioada sezonului cald să mâncăm sănătos, însă o importanță aparte o constituie hidratarea corespunzătoare a organismului nostru. Aportul de lichide, atât pentru adulți cât și pentru copii, trebuie să fie destul de mare, pentru că datorită căldurii ne deshidratăm. Trebuie să limităm la adulți alcoolul, dacă se poate, cât mai puțin sau chiar deloc, pentru că produce o deshidratare suplimentară și ne aduce un număr foarte mare de calorii cu aport zero de vitamine sau alți nutrienți. Nutriționiștii ne sfătuiesc ca pe timpul verii să evităm consumul de carne grasă și sărată, prăjelile, prăjiturile cu cremă, băuturile acidulate și alcoolul. Le putem înlocui cu legume, fructe, supe, ceaiuri și lactate.